Arthur Verona. S-a născut la Brăila la 24 august 1867 în familia de origine dalmată a lui Francesco Spiridon Verona și al Amaliei Lucovici. Înclinația spre pictură s-a manifestat încă din copilărie, talentul său fiind descoperit de către Nicolae Henri, fratele lui mai mare, care l-a încurajat să urmeze o carieră pe acest drum. Cu toate că au crescut într-o familie care avea în casă o mulțime de tablouri valoroase, părinții acestora au fost neînțelegători și chiar potrivnici manifestărilor artistice pe care fiii lor le aveau. Ca urmare, tatălui Arthur l-a îndemnat să urmeze o școală militară. După ce a absolvit 6 clase la cursurile liceale din Cernăuți, Arthur a fost trimis de părinți în anul 1888 la Academia din Viena pentru a studia artele militare. De la Viena, în timpul vacanțelor, pictorul a făcut adesea scurte vizite în Italia pentru a studia operele marilor maestri. În această perioadă a realizat lucrări a căror tematică predominantă a fost viața militară. Artistul a absolvit Academia Militară Tereziană de la Wiener Neustadt în anul 1891 și a devenit ofițer de dragon în armata comună. Ca urmare a succesului pe care l-a avut cu pictura Patrula Mesageră, el participă în anul 1893 la salonul secesioniștilor de la München cu o nouă lucrare. După 3 ani de serviciu militar, în anul 1894, dându-și seama că înclinația sa pentru pictură este o certitudine, Arthur Verona și-a dat demisia și s-a întors în România, unde Nicolae Henri l-a invitat în locuința sa din Herța pentru a-și amenaja un atelier. Aici, în Ținutul Herței, artistul a realizat o mulțime de tablouri cu care a participat în același an la expoziția Salonului Oficial din București. Creațiile sale au primit în anii care aveau să urmeze recunoașterea firească, iar pictorul s-a impus în peisajul cultural românesc de la debutul secolului 20. În anul 1921, Verona a organizat o mare expoziție personală, iar în anul 1922 a participat la Salonul Tinerimii, precum și la prima manifestare publică a Academiei Libere. În acest moment, arta oficială l-a considerat pe Arthur Verona unul dintre cei mai buni pictori și, ca urmare, l-a desemnat ca membru al jurului care tria lucrările românești pentru participarea la Bienala din anul 1924 de la Veneția. Alegerea lucrărilor s-a făcut cu obiectivitate, dovadă stând faptul că cel mai incisiv adversar al lui, Nicolae Tonița, a participat cu lucrări la această mare expoziție. Picturile realizate de Arthur Verona se regăsesc în colecții private și o mare parte prin muzeele din România. După anul 1990, când s-au reînființat casele de licitații de artă, lucrările sale au făcut obiectul vânzării, cumpărării. Valoarea lor a crescut constant, astfel încât în anul 2010 ele s-au aflat împreună cu cele ale lui Samuel Münchner în topul vânzărilor de artă, cel mai scump tablou fiind Odihnă în iarbă. Opera marelui pictor Arthur Verona este parte a patrimoniului cultural românesc. Artistul a încetat din viață la 26 martie 1946 la București. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.